fraților, încă n-am auzit spre stadion la inaugurarea noului Giurești, moment istoric. Practic, a doua inaugurare a stadionului, după cea oficială din 39, hai să zic că a fost și cea din 1936, neoficială pentru cei care nu cunosc mai puțină istorie, dar eu știu că în 1936 s-a jucat primul meci cu Giurești, de fapt. Așadar, 1936, stați că trece un excavator, s-a inaugurat neoficial stadionul în 1939, s-a inaugurat oficial și acum la 83 de ani distanță de atunci avem o nouă inaugurare. Abia aștept să ajung. Astea sunt gândurile dinainte. Am alergat 24 de km cu tricoul ăsta pe mine. E un echipament de portar din Liga 4 cu 14. Drăguț așa, de alergare merge. E prima dată când o folosesc. Așa în semn de simbolic. Și o să revin și cu păreri post inaugurarea stadionului, dar momentan sunt entuziasmat că mă duc. Da, aștept să-mi ziceți și voi. Eu zic că o să iasă overall frumos, deși sunt multe hibe despre care o să vorbesc și pe blogul meu. De fapt, nu e blog, este site, este 2088.com.